Fiecare agricultor va primi subvenție de la Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură 40 de lei pentru caprele sau oile deținute. Doar anul trecut s-au plătit subvenții pentru 613 caprine și 628 de ovine. Pentru a primi banii, însă, fermierii trebuie să se încadreze în condițiile de eligibilitate. Condițiile minime de eligibilitate sunt efectivul din exploatație să fie de minim 50 de capete femele de ovine, respectiv 25 de capete femele de caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an până la 31 martie anului în care se face solicitarea primei. Efectivul de femele ovine, respectiv caprine, pentru care se solicită prima, să fie înscris în Registrul Național al Exploatațiilor la data solicitării primei. Solicitanții primelor au obligația de a menține în exploatație efectivul de animale pentru care au solicitat primă. Oierii din zonele defavorizate vor primi în plus 4 euro și jumătate pe cap de animal. Dosarele se pot depune la Centrul Județean APIA. De această primă pe cap de animal pot beneficia producătorii agricoli crescători de ovine, caprine, persoane fizice, persoane juridice și sau persoane fizice autorizate. O condiție obligatorie pentru plata subvențiilor este ca crescătorii să fie sinceri atunci când își declară efectivul de animale. Angajații APIA vor desfășura controle în perioada 3 mai-3 august pentru a verifica veridicitatea documentelor depuse la cererile pentru acordarea sprijinului.